măcar una mai mică. Mică așa. Și noi încercăm în această seară să facem o minune pentru cei care au nevoie. Este vorba de, am înțeles, de cei bolnavi de cancer. Și așa că nu uitați, avem o urnă aici în partea dreaptă, la colegii mei de la Radio Reșița. Muzică pentru viață în această seară aici în Centrul Civic din Reșița. Încă o dată mulțumim Radio Reșița pentru invitație și pentru idee, pentru ceea ce faceți voi. La școală am mai stat acasă mâncână. Am luat cu mine o chitară și-am plecat în lume fără un bar. Nimeni n-a știut atunci de mine, nici eu nu am mai vrut să știu de ei. Judești tu acum dacă vrei. Vreau o minune, vreau o minune, să mai pot schimba ceva. Vreau o minune, vreau o minune, viața mea. Vreau o minune, să fiu din nou. Vin acasă să cer să fac ceva cu viața mea. N-am ascultat de nimeni, nu-mi pasă, și mi-am urmat în lume calea mea. Anii au trecut pe lângă mine și nu mi-aduc aminte ce-a fost rău. Să fiu din nou așa cum, așa cum am fost eu. Vreau o minune, vreau o minune, viața mea. Vreau o minune, să mai pot schimba ceva. Vreau o minune, vreau o minune, viața mea. Vreau o minune, să fiu din nou copil. Să fiu din nou copil acum.
toți avem nevoie de măcar o minune. Și dacă nu, în această lună când? Continuăm. Proconsul și mi-ai luat inima. Și pe asta cred. Cred că refrenul ăsta sigur, știți? După cum v-am spus, noi, The Fellas, ne-am adunat în urmă cu 2 săptămâni pentru că am vrut să facem parte din ceea ce se întâmplă în această seară aici, în Centrul Civic. Și bineînțeles să-mi ajut și eu, colegii, cu ce pot. Și noi, cu toții, cu ce putem. Muzică pentru viață. Donăm și cântăm pentru cei care suferă de cancer. Undeva, aproape de perna mea, am găsit urma chipului ei. S-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, ea nu e departe, am s-o caut și am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea te-ai furat? Mi-a luat inima și-ai plecat, nici măcar nu mai întreba. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-a luat inima și-ai plecat, nici măcar nu mai întreba. De-acum toată viața am să te aștept. Undeva, aproape de strada mea, am găsit urma pașilor ei. S-ar putea, îți spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, ea nu e departe, am să caut și am să găsesc. Am să întreb, de ce iubita mea mi-ai furat? Mi-ai furat inima mea, inima și-ai plecat. Nici măcar nu mai întreba. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu mai întreba. De-acum toată viața. Parte, am să o caut și am să o găsesc. Am să o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat inima mea, inima și-ai plecat. Nici măcar nu mai întreba. De-acum toată viața am să o te aștept. De-acum toată viața am să te aștept. Melodinima. De-acum toată viața am să te aștept. Am să te aștept. Mulțumim frumos! Ne-am mai găsit? Da, un pic așa. Continuăm cu o piesă a fratelui meu, Connector. Noi ne potrivim. În seara asta ne potrivim de minune. Vreau o minune. Radu, chitară acustică și electrică.
Tu spui da, eu zic nu, și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai, tu zici mai stai, spui destul când te plec armai. Tu calculată, eu mână spartă, cu liniștită când eu vreau cea. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe bandă, și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Unde ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război, dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da-da. Eu te vezi tu cinematograf, eu direcția tu holograf. Eu vreau specific românesc, când tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare, ochelari de schi, ochelari de soare. Votez cu Escu, tu cu Altescu, eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos, tu vrea sexy, eu vrea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război, dar noi ne potrivim. Ne iubim, dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, ba da. Și vei da bon. Spune lumea că împreună suntem un cuplu dezastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne unim ca ei și ea. De ce? Că noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da-da. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Fiindcă ne iubim, fiindcă ne iubim, baby. Fiindcă ne iubim, fiindcă ne iubim, da, da. E chiar așa. Da, da, da. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, a fost perfect. Mulțumim pentru invitație, Radio Reșița. Ne-am bucurat foarte, foarte tare să putem lua și noi parte la acest mic, mic gest. Am făcut un mic gest. Încă o dată, nu uitați să donați. Asta e foarte important. Mulțumim frumos! A fost The Fellas! Remus, clape! Adi Dolea! Tove Cahon! Andrei, chitară, bas! Vlad Andrei, chitară acustică și electrică, Leo la voce. Vă pupăm! Eu nu am accentul tău să spun de felas, dar sper că mi-a ieșit. Oricum, un proiect minunat, băieții noștri, reșițenii noștri, merită aplauze. Hai, mai cu putere, să aplaudăm un proiect care a luat ființă acum 2 săptămâni. Din suflet dăruiesc și ei muzică pentru viață, muzica lor. Cred că merită încurajați. Mulțumim, băieți! Mulțumim tare mult! Muzică pentru viață aici pe 105,6 FM. Vorbeam puțin mai devreme din căsuța de sticlă, locul nostru, cartierul general al campaniei umanitare Muzică pentru viață. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră, dintre cei care sunteți aici în centrul Reșiței, în mijlocul târgului de Crăciun din orașul nostru, știți deja, fondurile strânse se duc către Asociația Patricia Popa, asociație care de peste 20 de ani este în slujba copiilor bolnavi de cancer de la Spitalul lui Sturcanu. Noi vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl faceți, vă vedem, vă știm deja, vă mulțumim pentru tot. Mulțumim artiștilor care
Iată, s-au alăturat acestui proiect, spuneam puțin mai devreme și la radio. Au venit de la Timișoara în seara aceasta să fie aici alături de voi, de reșițenii lor, pentru că au plecat în urmă cu ceva ani, dorind să cânte. Asta fac și astăzi, împărtășesc cu voi, cu cei care ascultați zi de zi pe postul nostru de radio și nu numai, pentru că ei au reușit. Au reușit să lanseze piese bune, piese pe care voi le aplaudați, pentru că până la urmă orice artist al acestei țări, al acestei lume, asta face, cântă pentru oameni. Muzică pentru viață, cum vă spunem de câteva zile, asta auziți în fiecare zi pe 105,6 FM și iată astăzi live de aici, din centrul Reșiței. Astăzi a venit Hristos, înconjurat de îngerași, ca să-și caute să lași. În orașul Viflaiem, veniți cu toți să-l vedem, că astăzi ni prorocia de demult. Că se va naște Hristos, Mesia chip luminos, din Fecioara Maria și din neamul lui Avram. Trei crai de la răsărit, spre închinare au venit, scumpe daruri aducând și către Iisus zicând. Culcă-te, împărat ceresc, însă lași tobitocesc, te culcă pe fân uscat, de îngeri înconjurat. Care te vor lăuda și mărire îți vor da, cel de sus și pace până la apus. Mărire întru cel de sus și pace până la apus.